Premierul Nicolae Ciucă și-a reînnoit angajamentele pe care România și le-a asumat pentru Republica Moldova, sprijinul financiar și tehnic în perioada de preaderare a țării vecine la Uniunea Europeană. Promovarea investițiilor în Republica Moldova este vitală pentru dezvoltarea acestei țări în drumul către familia europeană. Când va fi admisă Republica Moldova în Uniunea Europeană, mă voi bucura la fel de mult ca atunci când a intrat România în familia europeană. Abia atunci misiunea noastră va fi cu adevărat îndeplinită. Avem o relație de suflet, o relație caldă, dar avem și o relație pragmatică. Construim poduri și la propriu și la figurat. Un exemplu în acest sens este această săptămână. Aici la București avem forumul dedicat accesului companiilor moldovenești la capitalul internațional. Iar la Chișinău avem reuniunea tuturor teatrelor naționale românești. România este primul partener comercial al Republicii Moldova. În 2021, schimburile comerciale între cele două țări au înregistrat un record de peste 2 miliarde de euro. Mediul de afaceri din cele două țări poate face mult mai mult pentru dezvoltarea celor două economii, a transmis premierul Nicolae Ciucă. România va ajuta Republica Moldova și cu furnizarea de gaze naturale. Energia electrică va fi transportată prin infrastructura existentă, dar vor exista în viitor linii noi de interconectare.